Bună seara, sunt Roxana Gheorghian. Bun găsit la informațiile despre vreme. Pe continent, în partea sudică, central, estică și de nord-est, cerul va avea înorări și local va ploua. În restul continentului, cerul va fi variabil și doar pe suprafețe mici vor fi posibile ploi, iar în nord vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, nord-vestice și de nord-est. Temperaturile vor mai scădea puțin în nord-est și în centrul Europei și vor mai crește în vest. La noi în țară, mâine, maximele se vor încadra între 13 și 24 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Cerul va fi variabil, însă după amiază și seara se va înora în aproape toată țara. Pe arii restrânse vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în sudul Banatului și în zona Carpaților Meridionali, unde vor fi rafale de 45-55 de km pe oră și pe arii restrânse de peste 60-70 de km pe oră. În capitală, mâine, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi se va înora treptat și temporar este posibil să plouă. Maxima se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Joi, maxima se va opri pe la 18 grade, pe cer vor mai fi câțiva nori, iar pe parcursul zilei vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vineri se anunță vreme frumoasă, se încălzește din nou și vom avea temperaturi normale pentru această dată. Maxima va fi, iată, de 22 de grade. La munte, cerul va avea înorări temporare și va ploua slab, iar la altitudini mari vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, unde rafalele vor fi de 70-80 de km pe oră. Pe litoral, vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi variabil și trecător, va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele se vor încadra între 13 și 16 grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 11 și 13 grade. Și pe litoralul bulgăresc se anunță atmosferă plăcută, va predomina cerul senin, iar în stațiuni maximele vor fi de 14-15 grade. În Grecia cerul va avea înorări temporare, sunt anunțate ploi, iar temperaturile maxime se vor situa între 14 și 18 grade. Pentru ziua de joi, meteorologii anunță o răcire a vremii. Maximele se vor situa între 13 și 21 de grade. Cerul va fi temporar noros și local va ploua, în special în zona montană și submontană. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar la altitudini mari vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Vineri, vremea se va încălzi din nou în aproape toată țara, dar mai ales în regiunile sudice. Cerul va fi variabil, cu înorări temporare și ploi slabe, local la munte și în nord-estul țării și pe spații mici în sud-vest și în centru. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 23 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o seară minunată! Numai bine!